ziua, dragi copii! Astăzi veți asculta o poveste despre un coșuleț cu fructe. Deci, a fost odată un coșuleț cu fructe care avea multe, multe vitamine și arăta destul de frumos. Cum stăteau ele așa în coșuleț și așteptau să vină cineva să le mănânce, le-a trecut prin cap o idee. Ce ar fi dacă fiecare din ele ar povesti câte o poveste? Și așa și-au făcut. S-au apucat de povestit fiecare pe rând câte o istorioară de pe vremea când erau în livadă. Primul care a început să povestească povestea a fost mărul, cel cu un obraz verde și cu un obraz roșu. Ia să-i ascultăm povestea! A fost odată de mult un măr uriaș. Un băiețel venea mereu să se joace pe lângă el. Se urca până în vârful lui, gusta din mere, adormea fericit la umăra copacului. Ce mai? Îi plăcea tare mult copacului. Iar mărul îl iubea și el tare mult. Dar într-o zi băiețelul veni lângă copacul său, foarte abătut. Copacul îl învie. Vino să te joci cu mine. Băiețelul îi răspunde. Nu mai sunt copil mic să-mi găsesc de joacă în jurul copacilor. Vreau jucării, dar am nevoie de bani ca să le cumpăr. Îmi pare rău, dar nu am bani. Dar poți culege toate merele mele și să le vinzi. Astfel vei face bani destui pentru a-ți cumpăra jucării. Cât de fericit era băiatul acum. El culesese merele și cu ele pleca bucuros la piață. Dar după aceea el încetă să mai vină să viziteze copacul. Mărul era tare trist, căci îi era dor de copil. Dar într-o zi copilul veni și iar la vechiul lui prieten să-l îmbie. Vino să te joci cu mine. N-am timp de joacă, răspunse băiatul. Trebuie să muncesc pentru familia mea. Am nevoie de o casă în care să ne adăpostim. Poți să mă ajuți? Îmi pare rău, dar eu nu am nicio casă să-ți dau, fu răspunsul copacului. Dar poți să tai crengile mele și să-ți faci o casă din ele. Așa că băiatul se apucă să taie toate crengile copacului și plecă fericit. Copacul s-a bucurat să-l facă pe băiat iarăși fericit. Iar după ce pleca, băiatul nu se mai întorsese la copac. Copacul era iar trist și singuratic. Într-o zi călduroasă de vară, băiatul sosi iar spre fericirea copacului. Vino să te joci cu mine. Oh, sunt tare trist și simt că îmbătrânesc. Aș dori să călătoresc pe mare și să mă odihnesc. Poți să-mi dai o barcă? Poți folosi trunchiul meu ca să-ți construiești o barcă. Astfel vei putea călători fericit spre zări îndepărtate. Așa că băiatul tăie trunchiul și-și făcu o barcă cu care călători pe mări timp îndelungat. După mulți ani, se reîntoarse la copac. Copacul îi spuse, îmi pare rău, băiatul meu, dar nu mai am nimic să-ți dau. Nu mai am mere pentru tine. Nu am dinți să le mănânc, a spus băiatul. Nici trunchi să te urci pe el. Sunt prea bătrân pentru asta. Acum fu răspunsul. Acesta fu răspunsul băiatului. Nu mai am, într-adevăr, nimic să-ți ofer. Poate doar rădăcinile mele care se sting, a zis copacul cu lacrimi. Nu mai am nevoie de nimic, doar de un loc de odihnă. Sunt foarte obosit după toți acești ani, a răspuns băiatul. Foarte bine, rădăcinile mele sunt cel mai bun loc de odihnă. Vino și stai aici cu mine și te odihnește. Băiatul s-a așezat lângă copac, iar copacul era fericit, zâmbind printre lacrimi.
Aceasta este povestea fiecăruia dintre noi. Copacul sunt părinții. Când suntem mici, îndrăgim joaca în preajma lor. Când creștem, îl părăsim. Mai venim pe la ei când avem nevoie de ceva sau dacă suntem în ananghie. Dar indiferent ce se întâmplă, părinții sunt alături de noi spre a ne ajuta cu tot ce pot să ne facă fericiți. Poate vă gândiți că băiatul era plin de cruzime, dar așa ne tratăm cu toții, părinții. Spuneți povestea aceasta și altora și iubiți-vă mereu părinții în așa fel încât copiii voștri să ia exemplu de la voi. Iată, aceasta a fost povestea mărului și apoi para zemoasă și gustoasă a început povestea ei plângăcioasă și plângea și povestea și plângea și povestea și cu niște lacrimi parfumate, deci venea să le sorbi una câte una. Perele sunt fructe delicioase ce conțin în proporție de 80% apă. Așa că, iată de unde erau lacrimile parfumate. Dar perele conțin foarte multe fibre, acizi organici, vitamina C, potasiu. Îmbunătățesc digestia, fortifică sistemul imunitar de care avem nevoie noi acum. Dar și să știți că înfrumusețează părul și pielea. Iată așa, sunt acum povestea a început-o Nectarina și ea se ținea tare, tare și nu vărsa nicio lacrimă. Dar nu povesti nimic. O puse pe verișoara ei Piersica să povestească ea. Dar aceea a povestit ea istoria ei. Dar într-un târziu, a lăsat o baltă. Dragi copii, dar să știți că nectarinele sunt foarte prețioase, au și ele foarte multe vitamine și ridică anemia, rezolvă problema cu anemia la copii. Deci previne această boală pe care o simt copiii atunci când obosesc. Ajută să îmbunătățească vederea. Și multe altele. Ce să mai zicem noi despre aceste două prune? S-au bătut, s-au certat. Care din ele să spună o poveste? Păi, vedeți de la bătaie pe care au avut-o ce culoare au? Sunt toate vinete. Dar istoria lor rămâne nepovestită. Pentru că, da, după bătaie, nu mai ai tu gust de poveste, dragi copii. Dar voi cunoașteți vreo poveste despre prune? Hai să ne ajutăm pe aceste prune la ananghie. Să le povestim povestea lor. O să aștept cu mare nerăbdare să le povestiți povestea despre aceste prune. Ei, acest coș minunat are și gutuie și gutuie are, poveștile ei sunt niște fructe aromate și la fel de pline de vitamine este regina toamnei. Dragii mei, au povestit ele cât au povestit, povești una despre alta, dar să știți că în ajutor a sărit și strugurile de cu bobite aurii gustoase și ea și-a povestit povestea lor. Ei, povești interesante aflăm noi despre aceste fructe. După ce ele au sfârșit poveștile lor, copiii, eu vă îndemn să le gustați, să vedeți dacă poveștile lor sunt adevărate. Și sunt atât de gustoase și pline de vitamine, așa cum au povestit ele.
Numai că să știți că fiecare dintre voi are preferințele sale. Dar orice fruct nu ați alege, toate conțin vitamine și vă întăresc sistemul vostru imunitar și sunt delicioase. Și e foarte necesar să consumați în fiecare zi câte un fruct din povestea acestui coșuleț cu fructe. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc poftă bună!